Muszki obosztott volt. Fordítsd ide. Fordítsd ide, erre fel. Erre az oldalra. Csak ott fogom ezt itt. Meg sincs vizsgálva, ezt meg. Mikor kicsi megjött. Én azért mondom, hogy régen nem szúrt már a hajók. Este un moment extraordinar că pentru a șasea oară puteam să organizăm acest eveniment. Anul acesta 36 de echipe s-au înscris în concursul de tăiat vot, care e organizat pentru a șasea oară. Este un eveniment foarte important și pentru că și în anul acesta avem invitați și din invitații internaționali și din Ungaria. Au venit echipe, o echipă a venit chiar 500, de la 550 de kilometri ca să participe la acest eveniment. Totul s-a pregătit într-un mod excepțional pentru a-și prezenta produsele tradiționale. Standurile care sunt pregătite sunt o oglindă a acelui obiceiuri pe care le practică diferitele comune din județul Satu Mare și cele internaționale. Ne bucurăm de faptul că în fiecare an crește numărul celor care vor să se înscrie la acest concurs și în acest mod, într-o ambianță foarte plăcută și prietenoasă, toată lumea poate să-și prezinte produsele tradiționale, obiceiurile tradiționale și cu care se mândresc. Care e rolul concursului și de ce în februarie? Asta era o decizie pe care am luat-o, fiindcă în perioada iernii, întotdeauna e o perioadă a tăiatul porcilor. Acum, obiceiul e că fiecare prima sâmbătă a lunii februarie se ține acest concurs. Acum deja toate localitățile din județul Satu Mare sunt deja conștiente de acest lucru și se pregătesc din greu pentru a-și prezenta obiceiurile tradiționale pe care le aduc din fiecare comună, fiecare echipe, pentru a ne împrieteni și pentru a prezenta la toată lumea că în Satu Mare există obiceiuri foarte stricte și foarte bune pentru a prezenta toate obiceiurile culinare a diferitelor comune și ne bucurăm că acest lucru deja a devenit și internațional. Ce aveți aici? Sarmale cu carne de vânat și porc de casă. Ce carne de vânat? Căprioară, dintr-o pulpă de căprioară, pulpă din spate a desosată și am pus în urmă cu carne de porc și slănină. Cum a ieșit?